They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Așadar, iată-ne în ziua de după ziua moștenirii. Relațiile dintre aristocrați și rebeli la Ever After High sunt oricum numai de poveste, nu? Raven a stricat ziua moștenirii, dacă mă întrebați pe mine. Hei, Raven vrea să-și scrie singură fericirea veșnică. Nu să-i spună aristocrații ce să facă. Hai, lasă-mă! Am văzut cu toții ce s-a întâmplat, de fapt, la ziua moștenirii. Dacă nu pot avea destinul pe care îl vreau eu, atunci o să am grijă ca nimeni să nu-l aibă pe al lui. Vă spun eu cum s-a întâmplat. Eu propun să-i exilăm pe rebeli într-o școală a răului. Ați nebunit? Nu așa s-a întâmplat. Știu eu cum să gestionăm în mod matur situația. Să îi ignorăm. Bine. Ei, blesteme, nu pot să cred. Hai să-i dăm drumul ca în povești. Hei, hei! Trebuie să oprim! Mă ocup eu! Știu că situația a fost dificilă în ultima vreme, iar Apple și cu mine nu prea vedem lucrurile la fel. Dar asta nu înseamnă că vrem ca prietenii noștri să se certe pentru asta. Mă bucur că suntem de acord cu ceva. Și eu, în plus, nu prea cred că putem să ne rescriem destinul. Noi avem fericirea veșnică, voi nu. Oh, serios? Bine. Oh, vai, chiar facem asta, nu-i așa? Păi... Vezi ce a făcut Raven? Școala asta nu va mai fi la fel. Exact, și cred că ăsta e un lucru bun. Fantastic de bun.